Iar în continuare vorbim despre literatură. Astăzi este Ziua Mondială a Scriitorilor, iar următoarea noastră invitată este doamna scriitoare Claudia Bartole, pe care o salutăm și care îi spunem felicitări, doamna Bartole. Sărbătoriți într-un fel? E această zi importantă pentru dumneavoastră? Bună ziua tuturor! Felicitări colegilor mei! Cum să zic, de fapt pentru scriitor poate fi o zi obișnuită, dacă ai niște gânduri, de le așternut, de le scris, de le fixat. De ce m-am surprins că am și uitat? Ca să-mi amintească invitația dumneavoastră, o prietenă, o bună prietenă care și-a amintit că astăzi este o zi mai specială pentru scriitori. Dar cu zilele știți cum e, tare bine ar fi ca în fiecare zi să fie câte un strop, câte o picătură din celelalte zile pe care le sărbătorim. O zi e o viață miniatură. Nu sunt original în ceea ce zic, dar asta este. Deci parcă am face repetiție pentru ziua cea mare a vieții noastre. Da. Doamna Bartole, spuneți-ne dacă scriitoare, te naști sau devii? Sau alegi să fii? Mai putea fi categoric zicând că da, te naști cu semnul acesta. Ai putea să zici și altcumva că e o doză mică, o parte de talent, după care foarte, foarte multă muncă ca să-ți dezvolți acel talent, pentru că dacă nu e semința care îți dă acel îndemn, acea dragoste, pasiune, devotament, perseverență în a scrie, la un moment dat te oprești. Deci e un semn care vine de la divinitate, deci ești marcat într-un fel, dar este o muncă, o misiune, mai bine zis, niciodată nu am putut să zic că e o profesie. Deci când mă întreabă cineva, ești scriitoare sau eu, parcă am așa un fel de dubiu să zic întâi altceva, orice muncă, să zicem, ziaristica bună oară este o muncă, este o profesie. A fi scriitor este, da, o muncă, o menire, dar nu știu dacă pot să zic că este o profesie. Da. Apropo de menire, care este rolul scriitorului în societate și dacă până la urmă există un asemenea rol? Rolurile, bine, în scenariul care ni se dă, noi îl avem. Dar rolul, într-un fel, ne-l învățăm și noi. Și a fi scriitor, iată, m-ați provocat azi și, bine, m-am mai gândit și până în clipa aceasta de azi, ce e totuși un scriitor, cine e un scriitor. Mi-am dat seama că, dacă metaforic vorbind, scriitorul este un om ca toți oamenii, doar că iubește și pentru alții, mai mult decât alții. Este un cineva care încearcă, iarăși imaginar, să urce până la ceruri și să coboare până la porțile infernului, pentru un simplu lucru, pentru a înțelege. A înțelege ceea ce urmează să explice altora. Un scriitor este un sisif și, am zis-o, și un gunoier, dacă vreți. Este cel care adună, într-un fel, vreascurile, resturile unei societăți pentru a le pune în față, ca oamenii să le vadă. Este o, la feminin, pentru că și bărbații prin creație nasc, procrează, este o veșnică femeie însărcinată, dar și o medeie. Este scriitorul, aș mai zice, este un fel de cineva care șterge într-una oglinda sau vitrina prin fața căreia trec călătorii, trecătorii, și este extraordinar dacă în această oglindă se vede cineva, adică din ceea ce scrii, cuiva este utilă o frază, un vers, un rol pe care îl naști tu, îl propui prin cartea ta.
Pentru că scriitorul, de fapt, creează niște chipuri, naște niște personaje, niște copii care trebuie să-i fie dragi, oricum ar fi, că poartă binele, că poartă o altă fațetă a binelui, adică răul, oricum trebuie să-i fie drag, altfel nu-l creează așa ca să fie convingător. Adică metafore pentru scriitor sunt foarte multe. Un singur lucru simplu care aș vrea să-l spun celora tinerilor care pornesc pe această cale, este foarte frumoasă la început, dar pâinea de scriitor este dulce amară, nopțile sunt albe, pentru că uitându-mă la ceea ce am creat până acum, ce am scris, aproape toate sunt nopțile mele, sunt clipele mele de ale mele, când îmi aparțineam doar mie, nu trebuia să am vreo obligație față de cineva. Deci astea, așa mi-aș explica eu, deși, credeți-mă, fiecare scriitor ar putea să definească această menire, misiune în felul său, ca și fiecare cititor. Un cititor citind o carte, ce se întâmplă uneori? Ne amintim de o secvență, de un personaj, de o întâmplare descrisă, aproape uitând de autor. Nu știm, vai, dar unde am citit, cine a spus? Iată, aceasta este ceea ce rămâne din creația cuiva. Că în rest, vorba lui Lucian Blaga, noi nu facem altceva decât repetăm ceea ce s-a scris, s-a terminat în cea de-a șasea zi a creației. Doamna Partole, aș vrea să vorbim un pic și despre relația dumneavoastră cu cititorii, dar și cu ceilalți colegi de breaslă, cu ceilalți scriitori. Dacă vă întâlniți, dacă există așa o legătură, o prietenie între dumneavoastră și colegii dumneavoastră. Încep cu cititorii. Haideți cu scriitorii. Cu scriitorii, vă rugăm. Avem și poze. Eu vreau să vă zic că, hai să o iau așa, că un scriitor la începuturile creației, când încă nu-și dă seama că va fi scriitor, învață de la scriitorii virtuali, cei pe care nu-i va vedea niciodată și nu-i va ști niciodată decât prin cărți, și de la înainte mergătorii scriitori din spațiul în care s-a născut el sau de la contemporani. În acest sens, eu am un respect față de înaintașii mei, pe urmele cărora am mers. Niște scriitori, poate unii uitați azi. Am avut niște învățători ai mei, chiar aș vrea să-i pomenesc. În primul rând, scriitorul anonim, autorul anonim care a creat basmele. În a doilea rând, scriitorii care m-au în școală, noi am învățat în alte timpuri, știți, nu trebuie să repet. Noi nu aveam literatura care o au azi copiii. Deci eu le sunt recunoscătoare scriitorilor de atunci care m-au învățat, ale căror cărți puteam să le găsesc. Puteam să-l găsesc pe Ion Creangă, puteam să-l găsesc pe Eminescu, pe Alexandri, alți colegi mai câțiva ani mai mari decât mine, nici pe ei nu-i aveau. Mai târziu, bineînțeles, da, și din scriitorii pe atunci care erau George Meniuc, Cosmescu, pe care l-am avut mai târziu de învățător călăuză, cel Gheorghe Gheorghiu l-am cunoscut, Alexei Marinat, Beșleagă, Vladimir Beșleagă, care chiar acum îl citesc, îi citesc trilogia, o carte, cred că Cartea Veții, că este Cartea Veții dumisale cumplite vremi, Saca, Busuioc, am zis de George Meniuc, că îmi plăceau foarte mult eseurile. Ca să ajung abia în anii studenții să descoper marea literatură română, să-l descoper pe Blaga, care l-am și pomenit azi, mi-e foarte drag, prin Luntrea lui Caron, pe Eliade. Sadoveanu l-am descoperit în școală prin mamei mele, întotdeauna a fost foarte drag Blaga, Marin Sorescu, Marin Preda, adică ăștia au fost scriitorii
înainte mergători pe care i-am cunoscut prin cărți. Acum despre scriitorii colegi. Sunt foarte dragi toți. V-am zis, nimeni nu pornește pe această cale plină de piedici, de greutăți, în sensul că ești pus în situația de a se trage uneori și din față și din spate. Mi-s dragi și învăț de la ei. Mi-a fost foarte drag să-l ascult pe Vieru. Mi-e foarte drag că Vanghelie, Spiridon Vanghelie, transmit cu această ocazie multă sănătate. V-am zis de Beșleag, am prieteni, Mihaela Perciun, Nicolae Spătaru, Teo Chiriac, Arcadie Suceveanu, colegi, Mihail Gheorghice Botaru, un scriitor de la care am putea să învățăm ce înseamnă să-ți fie dragă lumea, viața, fără să o vezi, că în ultimii ani nu vede. Deci, aș putea foarte mult să spun despre fiecare. Și mă bucur când apare o carte, un roman, creația cuiva se înmulțește și asta este, cred. Și atunci când mă bucur foarte ciudată, dar de fapt firesc, parcă mi se trimite și mie o doză de putere de a scrie, de a vedea, pentru că scriitorul este și cel care vede parcă mai mult decât văd alții. Da. Doamna Pardole, am putea să discutăm mult, exact. Așa, foarte, pentru că suntem deja pe final de emisiune, vreau să menționez faptul că textele, scritura dumneavoastră, versurile dumneavoastră sunt și cântate. Și o să încheiem emisiunea cu o piesă interpretată de doamna Silvia Gonciar. Cum este, apropo, această relație cu artiștii, cu interpreții care aleg să vă cânte versurile? Vreau să vă zic că este o relație foarte curioasă. Dacă îți iau textul și face compozitorul melodia, îmbracă el cămașa de forță. Dacă îți dă melodia ție, îmbraci tu cămașa de forță. Dar este minunat când se întâmplă un tandem. Dar la final, dați-mi voi un scurt vers. Mi-e dor de tine ca de o primăvară, de o toamnă blondă și de o iarnă cu troiene. De dor mi se prelinge și îngheață o lacrimă pe gene. Mi-e tare dor de oamenii dragi pe care i-am cunoscut și de care mi-e dor pentru că sunt departe sau într-o altă dimensiune. Asta este dorul cel intraductibil. Doamna Pardole, noi vă mulțumim tare mult pentru prezență, pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă mai așteptăm și vă dorim multă sănătate și putere și inspirație ca să ne bucurați cu noi creații. Mulțumesc, să ne ajute bunul Dumnezeu, așa să fie.